Borghese, di Catarbussino, la produce le nostre agricole. Non sono accettati di Catare altri stati, e sono nervosti che non motivi economici, ma sì motivi politici. In specie sta se vorbì di schizzo di parte russa. Un contesto continuador, evidentemente, di Ucraina, ma le fermane sarà che ne va conflitto militare di Donbass. Come si proiettava la presenza militare russa nella regione estrema della Repubblica di Moldova? Presenza delle armate straniere sul territorio della Repubblica di Moldova, se noi possiamo in perioada acestui conflict, desigur apare și pericolul de a fi folosite în anumite situații în escaladarea acestui conflict. Eu sunt de părere, reșind din declarațiile făcute până acum de partea rusă, că ele nu vor fi folosite și nu prezintă un pericol pentru Ucraina. Deși partea ucraineană întreprinde măsuri pentru a preveni, aș spune, mișcarea acestor trupe militare. Toate aceste probleme la care v-ați referit s-au acutizat, în special după parafarea, semnarea și ulterior ratificarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Nu este cazul doar a Republicii Moldova, dar și a Ucrainei, de exemplu. Din acest punct de vedere, cât de importante sunt pentru păstrarea cursului european alegerile parlamentare din 30 noiembrie? Sunt foarte importante.